Recensământul populației și a locuințelor începe de astăzi cu etapa autorecenzării. Formularele pot fi accesate online de orice doritor până pe data de 15 mai. La recensământ poate participa orice persoană, indiferent de cetățenie, cu condiția să stea în România pentru o perioadă de 12 luni. Cei care vor să se autorecenzeze au nevoie de acces la internet și de o adresă de mail. Aceștia trebuie să intre pe site-ul destinat recensământului și să acceseze secțiunea Platformă Autorecenzare. Este suficient ca o singură persoană din gospodărie să se înregistreze, iar apoi îi poate adăuga și pe ceilalți membri ai familiei. Recensământul începe astăzi cu etapa de autorecenzare a populației, care presupune completarea unui formular online. Platforma de autorecenzare de pe site-ul recensământulromania.ro a devenit activ de astăzi, de luni, începând cu orele 00, iar pentru a veni în sprijinul populației s-a realizat o instruire a cetățenilor din Drobeta Tulsevrin cu privire la modalitatea de realizare a acestei acțiuni. Severinenii trebuie să știe că acest chestionar conține informații referitoare la date demografice, gospodărie, locuință, caracteristici personale, limbă maternă, religie și etnie. În a doua etapă, recenzorul vizitează adresele unde nu s-a produs autorecenzarea exclusiv cu folosirea tabletei. Totodată suntem aproape de severineni care nu reușesc pe cont propriu să realizeze acest demers. Pentru a veni în sprijinul populației, îi îndrumăm pe cetățeni și le asigurăm sprijinul celor care solicită completarea datelor online prin folosirea tabletelor pe care le-am pus la dispoziție în centrele deschise la Palatul Culturii, în care ne aflăm în acest moment, Casa Tineretului, strada Crișan, numărul 25, chiar la intrarea Casei Tineretului, Școala Gimnazială, numărul 15, bineînțeles pe strada Crișan, numărul 47A, Școala Gimnazială, numărul 6, pe strada Chiselef, Școala Gimnazială, numărul 11, de pe Eugen Mareș, și Grădinița din Schela, calea Timișoarei, numărul 164, dar și la Jupis, direcția Muncii, pe strada Carol, numărul 3. Vrem să fim alături de cetățenii care nu reușesc acest lucru. Este foarte important ca odată la 10 ani, când se fac aceste demersuri, să fim alături de autorități pentru a ajuta în acest mod. Cei care recurg la autorecenzare primesc o zi liberă plătită de stat, iar pe de altă parte, persoanele care refuză să furnizeze informații sau furnizează informații inexacte sau incomplete sunt pasibile de amendă între 1.000 și 3.000 de lei. România se află la al 13-lea recensământ din istorie și al 4-lea după Revoluția din 1989. Repele 2021 este primul din România organizat integral în format digital, cu respectarea precauțiilor sanitare impuse de pandemia de COVID-19. Întregul proces al colectării datelor se va desfășura cu asigurarea confidențialității și protecției totale a informațiilor.